Dacă o să avem un la aș accepta. Alex are planuri mari cu Julia, dar Robi nu pare încântat. Nu ratați un nou episod incendiar din Casa Iubirii. În ediția de marți a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Alex va dezvălui care planuri mari cu Julia. În ediția de marți a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Alex își va dezvălui planurile pe care le are cu Julia. Alex este cel mai nou concurent din Icasa Iubirii și a venit chitit pe frumoasa Julia. Ea a fost cea care i-a oferit trandafirul roșu, dar tânărul este pregătit să-i ofere mai mult de atât în dar. Cred că ai un suflet bun și o inimă mare pe care abia aștept să o descopăr. Mi-aș dori pe viitor, dacă o să avem și un date, l-aș accepta, va spune Alex. Julia va rămâne surprinsă de afirmațiile pe care le face Alex, dar cineva nu va fi foarte încântat, și anume, rog, care își va lăsa expresiile faciale să-și spună cuvântul. Se știe că Rob și Julia sunt bani război, bani termeni buni, iar glumele dintre ei nu vor găsi nici acum un sfârșit. Eu, la 29 de ani ai mei, aproape 30, va spune Julia, într-o conversație cu băieții. Nu ne mai aminti, că mă deranjează vârsta, o va întrerupe, rog. Julia va fi amuzată de intervenția lui Rock și ei va arunca o pernă în față. Moment în care Robi va remarca faptul că amândurora le priesc aceste tachinări. Ei îi plac și tachinările cu el, îi place latura asta în care îi mai dă o pernă. Și lui îi plac, va spune Patrick. Da, și lui îi plac, va afirma Julia. Băi, ce mai enervează, va spune Robi, râzând și aruncând perna înapoi spre Julia. Aflăm părerea părinților Virginiei despre Robi cunoașterea dintre Rob și Virginia pare că se îndreaptă spre o direcție bună, astfel că tânărul a luat decizia de a o întreba pe șatenă ce părere au părinții ei despre el. Ce părere au ai tăi? Va întreba rog. O să-ți zic sincer. Maica mea, gen, îi place. că mi nu te-a plăcut. Cred că tocmai pentru că ești ca el și ulterior te-a lăudat. Sunt ok, nere, părinții, va spune Virginia.